Devenită regină la vârsta de 25 de ani, Elisabeta II a fost cea mai longevivă suverană a Marii Britanii. A fost la tron timp de 7 decenii și a fost monarhul cu cea mai lungă domnie din istoria regatului. De-a lungul anilor, ea a fost martoră și deseori a participat la evenimente care au schimbat cursul istoriei, precum cel de-al doilea război mondial, sfârșitul războiului rece, destrămarea Uniunii Sovietice, dar și ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. De la începutul domniei, ea a binecuvântat 15 prim-ministri și s-a bucurat de respectul a milioane de oameni din țara sa și din întreaga lume. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Anul 1952, anul în care regina Elisabeta II a urcat pe tron și a promis că va rămâne alături de poporul său și îl va sluji până în ultima clipă. Avea aproape 26 de ani când a devenit regina a 7 țări independente. Regatul Unit al Marii Britanii, Canada, Australia, Noua Zeelandă, Africa de Sud, Pakistan și Ceylon, care mai târziu a devenit Sri Lanka. În 1953, regina și soțul său, prințul Philip, au plecat într-un turneu care a durat 6 luni și în care au vizitat 13 țări. A devenit primul monarh care a vizitat Australia și Noua Zeelandă. În 1965 a vizitat oficial pentru prima dată Germania. And what a genuinely warm welcome she got everywhere she went. 1000-mile round the world tour to the far-flung domains of the Commonwealth. The first made by a reigning monarch. Germany's warm welcome to Her Majesty and Prince Philip, the first visit by a British monarch for over 50 years. Another royal tour, this time to Ghana. De-a lungul anilor a asistat la evenimente care au schimbat cursul istoriei. În 1957, sovieticii pun pe orbită primul satelit artificial al lumii, Sputnik, iar în 1969, Statele Unite au dus primii oameni pe lună. Regina Elisabeta II a asistat la trecerea de la radio și televiziune alb-negru la transmisii color, comunicații prin satelit, internet și mesagerie instant. În 1957 transmitea primul mesaj televizat de Crăciun, iar în 2019 a postat ea singură pe Instagram. A asistat la crearea și mai apoi la căderea Uniunii Sovietice, dar și decolonizarea Africii și Asiei. În timpul domniei sale, regina Elisabeta II vede intrare și ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. Și viața personală a suveranei a fost marcată de momente de cumpănă. Anul 1992, toți cei 3 copii ai săi divorțează, iar castelul Windsor este cuprins de incendiu. 1992 is not a year on which I shall look back with undiluted pleasure. In the words of one of my more sympathetic correspondents, it has turned out to be an annus horribilis. Moartea prințesei Diana este un alt moment de cotitură din familia regală. First, I want to pay tribute to Diana myself. She was an exceptional and gifted human being. In good times and bad, she never lost her capacity to smile and laugh, nor to inspire others with her warmth and kindness. Domnia sa a fost marcată și de momente amuzante. There is a knife, didn't you? I know there is. This is something that is more unusual. Are you supposed to be looking as if you're enjoying it? Yes, definitely. We have been enjoying ourselves. În ultimii ani, regina și-a limitat programul de vizite peste hotare, dar a continuat să primească la Palatul Buckingham înalți oaspeți din străinătate. În 2022, în contextul pandemiei de coronavirus, regina Elisabeta II și prințul Philip au părăsit Palatul Buckingham și s-au mutat la castelul Windsor, reședință regală situată la vest de Londra. Pe fondul mai multor probleme de sănătate, la 9 aprilie 2021, soțul său, prințul consort Philip, a încetat din viață la vârsta de 99 de ani.